Binecuvântat să fie numele Domnului. În această seară călduroasă, așa cum se menționa, suntem înaintea lui Dumnezeu, înaintea cuvântului Evangheliei și stând aici mi-am adus aminte de o întâmplare, de o experiență pe care a povestit-o un păstor american care a vizitat China încercând să organizeze un fel de seminar, dacă putem spune așa, un curs pentru păstori, pentru lucrători, care într-un mod clandestin s-au întâlnit într-un loc anunțat mai dinainte și mulți dintre ei au venit de la distanțe foarte mari cu trenul, cum au putut să ajungă acolo, au stat 3 zile în condiții sărace, au stat pe jos și au luat notițe, s-au rugat împreună, au avut părtășie și la sfârșit, înainte să se despartă, păstorul acesta i-a întrebat dacă au vreo cauză de rugăciune. Și unii dintre ei au spus, am vrea să ne rugăm ca libertatea aceea pe care o experimentați voi acolo în America să ajungă și la noi. Păstorul acesta a stat câteva momente pe gânduri și apoi a dat din cap într-un mod negativ și a zis, îmi pare rău, dar nu pot să fac această rugăciune pentru voi. Și ei s-au mirat și au spus, de ce? Și el a istorisit, dacă aș fi organizat un curs de felul acesta în țara mea, n-aș fi putut să adun oameni de la o distanță mai mare de străbătut decât o oră cu mașina. Dacă ar fi știut că nu au aer condiționat, majoritatea dintre ei nu ar fi venit acolo. Dacă ar mai fi aflat că trebuie să stea pe jos și nu au un confort minim, nu s-ar fi deranjat să vină la pregătirea aceasta. Și îmi dau seama că voi sunteți mult mai aproape de Domnul și îmi dau seama că voi sacrificați mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu, sunteți dispuși la sacrificii, iar confortul devine un obstacol în calea împărăției lui Dumnezeu. Iubiți frați și surori, vă binecuvintez în numele Domnului și pentru că în această după-amiază atât de călduroasă sunteți în locul acesta, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să învioreze sufletele dumneavoastră. Amin, amin. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu și cuvântul vieții să fie un izvor de apă vie pentru noi, de unde să ne adăpăm, așa cum Domnul Iisus Hristos promitea femeii din Samaria, de la fântână. Un izvor care să țâșnească în inimile noastre pentru viața veșnică. Și pasajul care a fost citit în această seară ne îndeamnă să fim veghetori. Veghetori la vremurile pe care le trăim și vă mărturisesc că de o bucată de vreme, prin lucrurile prin care am trecut cu toții în lumea aceasta și ceea ce va mai urma, mă face să stăruiesc asupra cuvântului lui Dumnezeu și să îndemn pe frați în a stărui în credința care a fost dată Sfinților odată pentru totdeauna. Cuvântul care a fost citit din Epistola lui Iuda ne prezintă un om al lui Dumnezeu și noi le spunem autori sau scriitori celor care au scris epistole în cuvântul inspirat de Duhul lui Dumnezeu. De data aceasta avem un om mai special. El se prezintă cu atâta umilință și dacă avem ceva de învățat, toți cei care slujim lui Dumnezeu în felul acesta al propovăduirii Evangheliei, este smerenia. Este modul în care ne prezentăm înaintea poporului lui Dumnezeu, conștienți că mai înainte ne prezentăm înaintea lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă reamintesc că apostolul Iuda era unul dintre frații de corp ai Domnului nostru Iisus Hristos, însă el își începe epistola spunând Iuda, rob al lui Iisus Hristos și fratele lui Iacov. Îl menționează pe celălalt frate care era prezbiterul bisericii din Ierusalim. Cunoaștem câteva detalii din Evanghelia după Marcu, modul în care
Oamenii se întrebau despre identitatea Domnului Iisus Hristos și Marcu, la capitolul 6, versetul 3, puneau această întrebare: nu este acesta tâmplarul, feciorul Mariei, fratele lui Iacov, al lui Iose, al lui Iuda și al lui Simon? Și nu sunt surorile lui aici printre noi? Și găseau pricină de potignire în el. A fost o vreme în viața acestor frați ai Mântuitorului în care nici chiar ei, ne spune în Evanghelia după Ioan, la capitolul 7, versetul de la 3 la 5, că frații lui au zis: pleacă de aici și du-te în Iudeea ca să vadă și ucenicii tăi lucrările pe care le faci. Nimeni nu face ceva nascuns când caută să se facă cunoscut. Dacă faci aceste lucruri, arată-te lumii. Și concluzia era căci nici frații lui nu credeau în el. Dar a venit o zi binecuvântată, o zi în care Domnul Iisus Hristos și-a demonstrat identitatea lui de Fiul al lui Dumnezeu. A venit ziua învierii. A venit momentul revelării sale ca Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, și atunci chiar frații lui s-au întors la el după ce li s-a arătat viu, înviat dintre cei morți, binecuvântat să fie numele Domnului. Și dacă avem ceva de învățat, dragii mei, este să ne fălim nu cu numele nostru, ci cu numele Lui, cu numele Domnului nostru Iisus Hristos, cu Cel ce este viu, cu Cel ce este Domnul și Mântuitorul sufletelor noastre, iar noi să ne considerăm robi ai Lui. Dacă sunt în locul acesta, poate familii, poate persoane care se roagă pentru cei dragi, gândiți-vă, v-ați cercetat, ați stat înaintea lui Dumnezeu, poate privitor la mărturia pe care o aveți în familie. Gândiți-vă că Fiul lui Dumnezeu a trăit pe pământul acesta într-o familie și frații lui n-au crezut în el. Nu vă mirați că răutatea din inima omului este așa de mare, împietrirea în vremurile acestea, dar rugați-vă ca Cel ce a înviat din morți să se prezinte înaintea lor. Dumnezeu, ne spune Scriptura, că a dat tuturor oamenilor o dovadă de netăgăduit, incontestabilă, prin faptul că l-a înviat din morți. Înaintea acestui Mântuitor nu poate să stea nimeni împotrivă. Se ridică în vremurile acestea tot felul de împotrivitori și Scriptura ne spune și nu ne ascunde acest lucru. Mântuitorul spunea despre caracteristicile vremurilor din urmă. Apostolul Pavel ne spunea, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri rele, căci oamenii vor fi așa și așa, cunoașteți dumneavoastră din epistola lui Timotei. Dar cuvântul lui Dumnezeu este cel care ne îndeamnă, care ne oferă călăuzire prin Duhul lui Dumnezeu, și aș vrea să ne uităm că noi, cei care ascultăm cuvântul acesta, suntem numiți prea iubiți a lui Dumnezeu. Iuda spune în deschiderea epistolei sale: îndurarea, pacea și dragostea să vă fie înmulțite. Prea iubiților, pe când căutam cu tot din adinsul să vă scriu despre mântuirea noastră de obște, m-am văzut silit să vă scriu ca să vă îndemn să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. El își prezintă scopul scrierii acestei epistole, acestei scrisori, către toți cei care sunt prea iubiți de Dumnezeu, și numărul lor suntem și noi. Suntem cei care iubim venirea Domnului nostru Iisus Hristos, care ne silim să îl urmăm după voia Lui și împlinind cuvântul Evangheliei. Însă avem înaintea noastră un om care a primit o călăuzire specială din partea Duhului lui Dumnezeu. Iuda, apostolul acesta, căuta și el, precum alții, să scrie o scrisoare, să scrie niște îndemnuri, să scrie și să aducă niște informații despre mântuirea noastră de obște comună, despre ceea ce a făcut Domnul Iisus pentru noi. Să vorbească din nou despre dragostea lui Dumnezeu, despre harul lui Dumnezeu, despre bunătatea lui Dumnezeu care ne cheamă, care ne îndeamnă la pocăință. Și spunea el: pe când căutam să vă scriu lucrurile acestea, lucruri esențiale despre mântuire, despre cum puteți ajunge la mântuire,
despre cum sunteți păstrați în mântuirea aceasta, m-am văzut silit. Deodată Duhul lui Dumnezeu preia mintea lui, îl ia în stăpânire și îl duce pe o cale pe care el nu o anticipa. Duhul lui Dumnezeu este cel care a inspirat Scripturile, este cel care călăuzește oamenii lui Dumnezeu. Aș vrea să vă dau un exemplu în Faptele Apostolilor, în capitolul 16. Găsim un exemplu atât de frumos în care Duhul lui Dumnezeu călăuzește pe oamenii lui Dumnezeu care merg în misiune, care merg să vestească Evanghelia, care îi trimite într-o parte, îi oprește să meargă în altă parte, care le trasează direcția. Și noi ca oameni de multe ori ne facem planurile noastre, ne facem schițele noastre, avem viziunea noastră, însă deasupra tuturor ceea ce este important este să ne lăsăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. El știe ce este mai important pentru noi. El știe ce avem noi nevoie în sufletele noastre, în viețile noastre, în familiile noastre. Dumnezeu ne călăuzește prin Duhul Sfânt. Spune aici cuvântul lui Dumnezeu în Fapte 16, de la versetul 5 la 10. Bisericile se întăreau în credință și sporeau în număr din zi în zi, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au coborât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia stătea în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne. După vedenia aceasta lui Pavel am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Duhul lui Dumnezeu este cel care ne mână, ne conduce, pentru că lucrarea nu este a noastră, este a Lui. Poporul nu este al nostru, este al Lui, este turma pășunii Lui și Duhul lui Dumnezeu ne coordonează. Dacă ai ajuns în această seară, în locul acesta, nu te gândi, dacă ar fi fost cu tare sau cu tare aici, ce s-ar potrivi pentru el, ci este pentru că Dumnezeu a vrut ca tu și eu, ca noi să auzim mesajul acesta. Dragii mei, stăm înaintea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu ne conduce, ne constrânge uneori să mergem într-o direcție pe care nu o înțelegem. Uneori nu ne dorim, ajungem în circumstanțe pentru care căutăm un răspuns din partea lui Dumnezeu. Vreau să vă încredințez în această seară că Dumnezeu este Cel care ne conduce și suntem la locul hotărât de El, la momentul potrivit, acolo unde El se poate folosi de noi, acolo unde El ne poate vorbi, acolo unde El ne poate transforma. Mărit să fie numele lui Dumnezeu. Spune Apostolul Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1, versetul 21, căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu mânați de Duhul Sfânt. Iată acest Duh al lui Dumnezeu care inspiră Scripturile, îl silește pe Iuda să scrie despre un subiect la care el nu s-a gândit și urmează inspirația. M-am văzut silit să vă scriu, să vă îndemn ca să luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Dumnezeu ne-a dăruit mântuirea prin credință. Ne bucurăm de mântuirea aceasta și suntem tentați să subliniem mântuirea lui Dumnezeu, să ne bucurăm de ea, dar într-un fel să devenim pasivi. Și în această seară, cuvântul lui Dumnezeu lansează un semnal la luptă. În această seară, Duhul lui Dumnezeu ne face o chemare că pentru mântuirea aceasta noi trebuie să luptăm. Pentru credința aceasta pe care am primit-o, care ne aduce mântuire, noi trebuie să luptăm. O, Iuda ar fi stat și ar fi scris despre o mântuire și probabil oamenii ar fi citit-o, s-ar fi bucurat de mântuirea aceasta, dar Duhul lui Dumnezeu zice, scrie-le că au primit mântuirea aceasta prin credință și ca să ajungă la mântuire trebuie să lupte pentru credința aceasta care a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna. Mulți pun accentul numai pe mântuire,
O mântuire primită prin har datorită bunătății lui Dumnezeu, dar uită de responsabilitatea pe care Dumnezeu a pus-o pe umerii noștri de a rămâne în lucrurile pe care le-am primit, de a rămâne statornici în cuvântul lui Dumnezeu, în credință. De aceea semnalul acesta pentru luptă este pentru mine și pentru fiecare aude Evanghelia. Pentru că trăim niște vremuri despre care apostolul urmează și scrie că s-au strecurat printre voi unii oameni scriși de mult pentru osânda aceasta, oameni neevlavioși, oameni fără frică de Dumnezeu, oameni fățarnici care schimbă în desfrânare harul Dumnezeului nostru și tăgăduiesc pe singurul nostru stăpân și domn. Și aș vrea să subliniez în această seară câteva lucruri despre credința noastră de obște, despre credința noastră în Dumnezeu, despre credința pe care am primit-o, un dar de la Dumnezeu pentru viața veșnică. Cum este această credință? În primul rând este o credință unică, ce îl are în centru pe Hristos și lucrarea sa de mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evrei, capitolul 13, versetul 8, Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Credința care a fost dată sfinților odată, pentru totdeauna, este credința într-un Hristos care este același, ieri, azi și în veci. Dacă Hristos nu se schimbă, dacă Dumnezeu este același, dacă Scriptura nu se schimbă, dacă nu avem voie să scoatem sau să adăugăm ceva, dacă cuvântul lui Dumnezeu este imoabil, însemnează că și credința noastră este unică și a fost dată tuturor oamenilor. În același fel, ca să primească mântuire, binecuvântat să fie numele Domnului. Spunea apostolul Petru în predica lui din Fapte, capitolul 4, versetul 12, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți, afară de numele Domnului nostru Iisus Hristos. Dar vin unii oameni și încearcă să completeze ceva Evanghelie și încearcă să-și aducă aportul și încearcă să-și aducă faptele lor și încearcă prin tradiție, prin dogme, prin tot felul de experiențe spirituale care spun ei că îi motivează, încearcă alte religii, alte denominații, alte credințe să strecoare învățături false. Și spunea Mântuitorul să nu vă mirați că în zilele din urmă se vor scula mulți Hristoși mincinoși. Unul dintre semnele caracteristice ale vremurilor din urmă este aceasta și este și lepădarea de credință. Credința adevărată are această caracteristică, este unicitatea ei, este credința într-un singur Dumnezeu, într-un singur Mântuitor, este credința și călăuzirea Duhului lui Dumnezeu spre un botez. O credință, un Domn, un Mântuitor, lăudat să fie numele Domnului, ai această credință? Am primit noi vechea credință și întrebarea se pune în secolul acesta, cu atâtea transformări, cu atâtea schimbări, în era aceasta numită deja post-creștină, mai este această credință relevantă pentru noi? Mai suntem dispuși să o păstrăm, să ne luptăm pentru ea, să o transmitem în același fel în care am primit-o? Sau umblăm cu tot felul de compromisuri? Sau schimbăm puțin tel pe aici, puțin tel pe dincolo și la urmă vedem că nu mai potrivește în puzzle-ul acesta al Evangheliei, că am ieșit din traiectoria lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu vine și spune să vă luptați pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta, să luptăm pentru această credință unică. Cum mai este credința aceasta? Este o credință fundamentată pe cuvântul neschimbător al lui Dumnezeu. Avem noi o cântare frumoasă care spune, credința mea eu o zidesc.
pe cuvântul sfânt și ceresc. Altceva trece ca spuma. Hristos ca stâncă în veci va sta. Credința adevărată este fundamentată pe cuvântul care nu se schimbă al lui Dumnezeu. Spunea Mântuitorul, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Matei, capitolul 5, versetul 18, din nou Mântuitorul spune că ce adevărat vă spun, câtă vreme nu vor trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Făgăduințele lui Hristos nespus de mari și scumpe se vor întâmpla. Promisiunile lui, mântuirea lui, credința pe care am primit-o din acest izvor al mântuirii, care este cuvântul lui Dumnezeu, suntem chemați să o păstrăm în inimile noastre, dar nu într-un mod pasiv, ci să ne luptăm pentru această credință. Să ne dăm toate silințele, adică dacă Dumnezeu și-a făcut partea Lui și ne-a oferit mântuire, dacă a dat ce a avut mai scump pentru noi, dacă a plătit prețul suprem, dacă și-a arătat iubirea necondiționată, atunci nu se cuvine oare ca și noi să ne facem partea noastră, să rămânem și să păstrăm această credință bazându-ne pe cuvântul lui Dumnezeu, cercetând mereu orice învățătură, mergând acasă ca cei cu o inimă mai aleasă, ca și creștinii din Berea, cercetând scripturile, cercetați scripturile, spunea Mântuitorul, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Apostolul Pavel îi dă un îndemn așa de frumos lui Timotei în întâia sa epistolă, la capitolul 6, versetul 12. Luptă-te lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori. Credința, pentru credința adevărată se merită să lupți. Pentru credința adevărată se merită să mori, pentru că dacă nu ai ceva pentru care se merită să mori, înseamnă că nu ai nimic pentru care se merită să trăiești. Credința este unul dintre cele mai valoroase lucruri pe care le-am primit de la Dumnezeu și am primit-o în dar, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Dar apostolul vine și ne spune că sunt unii oameni care atacă credința adevărată, îi descrie, spune, sunt oameni neevlavioși, oameni fără evlavie, oameni fără frică de Dumnezeu, oameni care au doar o formă de evlavie, adică un exterior care impresionează uneori, dar în lăuntru, în inimă, morminte văruite ca farisei de odinioară. La biserică, într-un fel, îmbrăcați frumos, să pozeze bine, dar acasă, în relațiile din familie, în relațiile cu cei mai apropiați, acolo se spune adevăratul caracter, adevărata credință. Altfel, doar o formă de evlavie. Altfel, oameni fără frică de Dumnezeu, care schimbă, care răstălmăcesc, care încearcă să impresioneze pe oameni de parcă ei ar putea să le dea intrare în împărăția lui Dumnezeu. Să știți un lucru, în Scriptura aceasta scrie că Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. De aceea suntem chemați și în această seară se dă un strigăt pentru bătălie, pentru o chemare la luptă, pentru credință, pentru credința adevărată, pentru credința aceea autentică, pentru credința primită de la Dumnezeu care ne transformă, care ne transformă vorbirea, stilul de viață, îmbrăcămintea, dacă vreți, modul în care ne purtăm, toate lucrurile trebuie să arate noi că suntem evlavioși. Adică oameni cu frica lui Dumnezeu, oameni care privim în sus,
oameni care îl așteptăm pe Domnul Iisus, oameni care nu luăm în bagiocoră harul lui Dumnezeu. Sunt oameni care luptă împotriva credinței mântuitoare și aș vrea să vă arăt puțin prin ce luptă ei și care sunt lucrurile pe care ei le atacă. Și am observat în societatea aceasta, pentru că biserica are dușmani și din exterior, are și din interior, are o poziție din partea sistemului lumesc, din partea lumii acesteia, care este mână în mână cu sistemul politic, uneori cu un sistem religios bine format, cu intențiile lor, cu direcția lor înspre ecumenism. Biserica are de luptat și în interior cu frați mincinoși, cu învățători mincinoși, cu proroci mincinoși, cu oameni strecurați, că nu-i sita destul de deasă uneori și se strecoară și intră. Aduc erezii nimicitoare, se așează printre noi și încep să influențeze pe alții, ca mărul acela stricat, care începe și afectează pe altul și pe altul. Influențează prin modul lor de viață, de vorbire, se uită cu superioritate, zice, tu n-ai experimentat libertatea în Hristos, uite așa se poartă, uite așa se îmbracă, tu ești încă la nivelul ăla imatur și își bat joc de copiii lui Dumnezeu, chemându-i înspre libertăți pe care spun ei că harul lui Dumnezeu le favorizează. Și spune aici apostolul Iuda că ei schimbă în destrânare harul lui Dumnezeu. Vai ce lucru periculos! În loc să iei harul lui Dumnezeu ca pe un dar nemeritat, să te ții de el, să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru har, pentru bunătate, pentru favorul acesta nemeritat, să începi să trăiești ca lumea și să zici că Dumnezeu mai are har. Să începi să trăiești ca oamenii din lume, să te lași influențat de astfel de erezii nimicitoare, să-ți schimbi locul de închinare, să te duci după tot felul de învățături și apoi, după ani de zile, să te trezești ca și acela care a luat-o de pe poteca bătătorită și s-a dus că o știut el mai bine și să ajungi undeva într-o înfundătură și să nu mai ai unde să mergi. Bine ar fi... Deci ar da seama oamenii la timp de lucrul acesta, dar cuvântul lui Dumnezeu ne învață și ne arată că există atacuri și vreau să vă spun că oamenii aceștia atacă ceea ce Dumnezeu a instituit cu valoare permanentă. Dacă credința este unică și pentru totdeauna, da, a fost dată sfinților odată și pentru totdeauna, ei atacă credința. Care mai sunt lucrurile care sunt atacate de oamenii aceștia, de sistemele acestea lumești? Ei atacă cuvântul lui Dumnezeu. Încă din Eden, prima întrebare a diavolului adresată Evei a zis: oare a zis Dumnezeu? Oare chiar așa scrie? Oare nu ai citit cumva printre rânduri? Oare contextul nu zice altceva? Măi, dar vezi că versetul ăla e pentru alții care au trăit atunci, în secolul ăla. Și tot felul de scuze le aduc și pun sub semnul întrebării. Să știți și să-i cunoașteți. Să știți și să-i cunoașteți și zic în primul rând, dragi tineri. Când încep și pun sub semnul întrebării cuvântul scris, inspirat al lui Dumnezeu, fugiți de oamenii aceia, fugiți de locurile acelea. Ei atacă nu numai cuvântul lui Dumnezeu care este neschimbător, atacă o instituție pe care a instaurat-o Dumnezeu încă de la început, atacă familia în vremurile noastre. Familia este sub asediu. Spunea Dumnezeu ceea ce a împreunat Dumnezeu omul să nu despartă. Dar astăzi sunt tot felul de scuze și vedem că rata divorțurilor deja afectează până și biserica. Rata celor care trăiesc în concubinaj sau într-o viață, într-un stil de viață fără angajament, fără legământ,
cresc și în jurul nostru deja nu mai e ceva care să te mire. Totul e cu prietenul și prietena pentru ani și ani de zile. Trăim într-o astfel de societate imorală, asta se promovează prin toate canalele media, asta a devenit normalul în zilele noastre și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că nu este normal așa. Ei lovesc și au o agendă și vă spun de ceea ce va veni și aici din vest, de acolo de unde deja noi ne luptăm cu lucrurile și cu învățăturile acelea, de acolo de unde copiii sunt preluați de la grădiniță și sunt educați altfel, de acolo de unde oameni care s-au fălit că sunt înțelepți, cum scrie în Romani 1, au înnebunit. Și pentru ei, dacă Scriptura zice că Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, ăștia au înființat vreo 50 de genuri. Nu mai știu ce îs. Trăiesc într-o criză de identitate și lovesc în fundamentul acesta al familiei pentru că promovează o agendă LGBT. Pentru că vor să aducă generația tânără, vor copiii să fie educați în felul acesta, să nu mai știe de ei. Și în America vin copiii de la școlile publice acasă și ajung la discuții și la dezbateri și la argumente cu părinții creștini și spun ce aveți cu ei, că și ei se iubesc. Unde nu mai înțeleg, unde și-au pierdut reperul moral, pentru că reperul acesta este dat de cuvântul lui Dumnezeu care nu se schimbă. Cuvântul acesta care a dus credință în inima noastră și credința aceasta nu trebuie să se schimbe. Apoi ei lovesc într-o altă instituție care nu se schimbă și aceasta este biserica. Mântuitorul spunea, eu îmi zidesc biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor putea birui. Este garanția că suntem parte dintr-o biserică biruitoare, dar ei încearcă. Au încercat cei din vremea comunismului și au eșuat. Au încercat împărați, au încercat oameni importanți cu influență mare, au încercat să distrugă cuvântul lui Dumnezeu, au încercat să nu ajungă în mâinile oamenilor prin sisteme politice sau religioase, însă cartea aceasta sfântă a ajuns până la noi, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Din cartea aceasta ne-am extras hrana noastră prin care trăim din punct de vedere spiritual. Din Duhul dătător de viața lui Dumnezeu primim sevă în fiecare zi să ne hrănim, dragii mei, din cuvântul acesta. Poate vor veni vremuri în care acum se tipăresc multe Biblii, se tipăresc în America, sunt frați care se ocupă cu lucrarea aceasta și containere întregi de Biblii sunt tipărite, dar poate va veni o vreme în care nu se va mai putea face lucrul acesta pentru că deranjează. Ei lovesc în biserică. N-aș vrea să mai spun și de ceea ce toți am experimentat ca o agendă cu un substrat foarte subtil, să avem în vedere binele altora, aproapele și sănătatea celui de lângă noi. Și-au închis bisericile. În America au dat fonduri, au dat bani și au plătit și au anunțat public că plătesc toate cheltuielile salariale și de întreținere a bisericilor, de la buget. Primești bani de salarii pentru păstori, pentru lucrători, pentru toți angajații bisericii și toate cheltuielile pentru utilități, mortgage, cum îi zicem, împrumutul bancar, absolut tot, numai stați acasă, stați confortabil, stați acasă, stați acasă. Și bisericile au stat închise mult și bine. Și dacă mai au controlul asupra salariilor lucrătorilor lui Dumnezeu, un pericol și mai mare, pentru că de acolo, de unde se dă verdele sau banul, dolarul, de acolo se dă și comanda. Ne ducem copiii la școli creștine, cei care putem, pentru că
Acolo, la școlile publice, nu este educație, este îndoctrinare. De la grădiniță, prin poze, prin tot felul de istorioare, ieșiți din minți, dragii mei, au ajuns oameni fără minte să conducă omenirea aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu spune că noi nu suntem în necunoștință de planurile celui rău. Noi suntem angajați într-o luptă și ei se strecoară prin orice metodă, uneori subtilă, alteori pe față, alteori lovesc fără rușine, alteori încearcă să câștige pe unii dintre ai noștri. Dar noi suntem angajați într-o luptă pentru păstrarea credinței autentice. Și aș vrea să subliniez în continuare două doctrine de bază care sunt sub asediu și sunt prezentate aici în versetul 4. Oamenii aceștia neevlavioși vor să schimbe în desfrânare harul. Doctrina harului lui Dumnezeu este lovită, este atacată, este contestată. Și în al doilea rând spune că ei tăgăduiesc pe singurul stăpân și domn, Iisus Hristos. Două doctrine fundamentale pentru viața bisericii și a credinciosului, doctrina harului lui Dumnezeu, lovită din toate părțile, lovită de legalism, de oameni care zic trebuie să adăugăm asta și asta ca să fim mântuiți. La lucrarea lui Hristos, oameni care vor să-și câștige mântuirea prin fapte, fals, dar din partea cealaltă vin cei din categoria liberalilor din punct de vedere teologic, care spun harul suficient și noi ne facem de cap și noi ducem la extremă și avem parcă un permis înspre păcat că las că-i harul de ajuns. Schimbă, spune cuvântul lui Dumnezeu, în desfrânare acest har. Se bazează pe bunătatea lui Dumnezeu și duc voia lor permisivă atât de departe încât își permit tot felul de lucruri care părinții lor nu le îngăduiau. Și voi asta și aia, și voi și asta. Și mergi la întâlniri de tineret și apar întrebări, frate, cât îi voie? Până cât de departe pot să merg? Nimeni nu se mai întreabă cum pot să rămân mai aproape de Domnul, ci cât de departe pot să merg, dar numai să nu cad în prăpastie. Schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Ei schimbă libertățile în păcat, dar vreau să vă atrag atenția și o să-mi dați dreptate, dar vreau să fiți treji, vigilenți cu alte cuvinte și să le identificați atunci când ajung în țara asta. Ei schimbă denumirile păcatului. Ei le pun alte nume ca să creeze confuzie în mintea oamenilor. Schimbă denumirile care odinioară descriau păcatul și le pun denumiri care accentuează anumite libertăți sau drepturi ale omului, spun ei. Prunc uciderea este numită pro-choice, adică libertatea alegerii, adică femeia are dreptul să aleagă. Curvia este numită amor. Homosexualul se numește gay, adică un vesel. Lucrurile rușinoase de care nu putem vorbi de la un amvon, ei le numesc pride, mândrie. Și au o lună întreagă de a sărbători, în luna iunie dedicată. Am fost luna trecută până la Roma cu familia într-o scurtă vizită și pe când eram... vizitam cu un autobuz din acela etajat Roma, am trecut pe lângă ambasada Statelor Unite. Pe lângă drapelul Americii era și drapelul ăla cu curcubeu. Au furat simbolul din Biblie care vorbește despre o făgăduință a lui Dumnezeu și au schimbat în desfrânare harul lui Dumnezeu. Oameni fără rușine, oameni neevlavioși sau fără frică de Dumnezeu, oameni care ascultă direct comenzile diavolului.
Și noi stăm, și noi stăm liniștiți, inconștienți că suntem într-o luptă și că ăștia câștigă teren pas cu pas. Că iau atitudine împotriva celor care se ridică și condamnă păcatul și spun că ei au libertate de conștiință, auziți? Nu-i mai păcat, e libertate de conștiință. Știți ce am mai observat recent? Că au venit și la noi câteva propuneri legislative care ținteau înspre copii, înspre familii. Și am auzit că acum recent au venit și pe la dumneavoastră pe aici. Toate propunerile legislative păcătoase primesc un titlu, deci scriu o lege, țintesc înspre ceva, există mult păcat și ascund acolo și termeni care să nu înțeleagă oricine, dar titlul care propune legea aceea este exact opusul a ceea ce e în legea aia. Nu știu dacă am fost destul de clar, dar vă dau câteva exemple. O lege care va permite statului să despartă copilul de familia legitimă și să-l dea spre înfiere cuplurilor de gay este numită lege pentru protecția copilului. Să-l protejezi de cine? De părinți? De cei care îl iubesc cel mai mult? O lege care promovează îndoctrinarea copiilor după agenda asta LGBT se numește educație. Puncte, puncte. E educație. O lege care permite mutilarea copiilor și care se discută foarte mult la ora actuală în America, adică schimbarea de gen, se numește dreptul copilului de a-și alege genul. Dau denumiri bazându-se că oamenii de rând nu citesc, n-au vreme să citească toată legea aia, doar pentru asta cei din parlamente, nu? Ăștia care ne reprezintă și care ar trebui să apere interesele poporului. Dar la titlu, când e vorba de un vot, ca să inducă în eroare și nu știi ce votezi. Și acum aș vrea să ajung puțin pe tărâmul bisericii și să atrag atenția cântăreților. Îmi cer permisiune și fac lucrul acesta cu smerenie, pentru că am făcut-o mai întâi la noi acasă. Știți cum se strecoară cele mai multe erezii? Prin versuri de cântări. Mai puțin prin predici, că sunt oameni ai lui Dumnezeu, sunt bătrâni în biserică, sunt oameni care veghează asupra ceea ce se propovăduiește. Dar o melodie așa dulce, așa plăcută, cu 99% adevăr, așa ușor strecoară câte o amăgire, așa ușor strecoară câte un vers, câte o strofă unde se strecoară ceva ce-i cântat doar, dar dacă ar fi să-l cenzurăm cu Scriptura, ne-am dat seama că este o amăgire. Iertați-mă, dar am cerut și la noi să se facă corectura aceasta, pentru că nici în original nu-i greșit, dar cine a tradus cântarea asta, care a cântat-o cu corul de tineret, mi-am notat repede aici, eu de tine am nevoie, am nevoie mare, e o realitate? Da, e o realitate. E o cântare frumoasă, ne place? Da, ne place. Nu știu, parcă a doua strofă zicea, acolo unde e mult păcat, e har mai mult, nemăsurat. Ei bine, tocmai împotriva acestui aspect vorbește Iuda. E schimbă în desfrânare harul lui Dumnezeu. Adică întreba Pavel în Roman 6, să păcătuim mai mult? Mereu? Ca să se înmulțească harul? Nici de cum, spunea el, striga, nici de cum! Noi care am murit față de păcat, cum să mai trăim pentru păcat? Dacă îl punem la timpul trecut, este corect. Acolo unde a fost păcat, poate cineva își notează acum din dirijori, acolo unde a fost păcat, el a dat har nemăsurat. Dar nu la prezentul continuu, cum zice americanul.
Nu să acolo unde e mult păcat, el dă har într-una, 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 într-una. Și ne jucăm har, iertare, iar păcat, iar har și tot așa. Să nu schimbăm în desfrânare harul lui Dumnezeu. Să nu promovăm astfel de lucruri, căci ne spune Apostolul Pavel în Tit, la capitolul 2, harul lui Dumnezeu, îl autentic, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață. Harul acesta devine educatorul nostru, nu-l manipulăm noi pe el. Nu-l manevrăm noi după poftele noastre, după dorințele noastre, că Dumnezeu are har pentru noi, ci harul ăsta devine educatorul nostru și ne învață el cum să trăim. Ne învață să o rupem, adică să nu mai avem nicio legătură cu păgânătatea, cu oamenii ăștia păgâni, cu agenda lor. Să ne împotrivim lor tari în credință, să spunem nu în față. Știți de ce câștigă ei teren? Pentru că intimidează pe oamenii lui Dumnezeu. Pentru că stai în mijlocul unei culturi și nu mai ai curajul să-ți ridici vocea, nu mai ai curajul să-ți ridici fruntea și taci. Așa cum s-au tăcut pe vremea comuniștilor de multe ori, așa cum se tace în țările din vest, acolo unde biserica a pierdut atât de mult teren, unde nu mai poți să zici nimic, că jignești pe ăla, jignești pe ăla alalt, dar pe tine nu contează că te jignești toți. Unde n-ai voie să scoți un cuvințel, să zici ceva împotriva islamului, că ăștia știu să-și ia apărarea, dar împotriva creștinilor îi calcă în picioare, fraților. Toate drepturile, ultimul om ajungi, dacă ești creștin. Am rămas stupefiat văzând un interviu acolo în Camera Reprezentanților, sunt chemați oamenii ăștia așezați, cum ar fi aici miniștrii, sunt chemați la să dea socoteală și senatorii iau cuvântul și interoghează, întreabă și arată lucruri ascunse pe care ei le fac. Și unul dintre oamenii aceștia, din senatorii ăștia curajoși, a luat la întrebări un secretar de stat și a spus, circulă o scrisoare, un e-mail de la cea mai înaltă poziție ca în secretariatul de stat să fie angajați unii și să nu fie angajați alții. Și cine sunt aceștia? Și lista începe așa, să nu fie angajați oameni albi, să nu fie angajați bărbați, să nu fie angajați oameni care au o familie sănătoasă, o familie, cum îi zic ăștia, tradițională, să nu fie angajați oameni de o anumită religie, zice, de o anumită religie. Și ăsta îl întreba, care e religia aia? Creștinismul, normal, ăsta deranjează. În amalgamul ăsta, și Statele Unite sunt un amalgam de popoare și de culori și de tot ce vrei, creștinismul este împins la periferie, în țara care a fost fondată pe criterii creștine, pe cuvântul lui Dumnezeu, trăim niște vremuri grele. Fraților, dacă ar fi să vă cer ceva, ar fi rugați-vă pentru noi. Rugați-vă pentru noi, așa cum o zise ea din China. Dar știți cum să vă rugați? Acționând, pentru că ceea ce acolo în scurtă vreme ajunge aici. Direcția lumii acesteia este trasată de stăpânitorul lumii acesteia. Ei lovesc în identitatea bisericii, ei lovesc în harul lui Dumnezeu și vor să-l transforme, să-l schimbe, îl disprețuiesc, dar mai lovesc în identitatea singurului nostru stăpân și Domn, Iisus Hristos, a singurului nostru mântuitor. Ei lovesc în el așa cum au făcut-o din totdeauna și doctrina divinității lui Hristos, a mântuirii numai prin Hristos, prin Cel care a zis, eu sunt calea, adevărul și viața. Nu a zis, eu sunt o cale. Ăștia spun, da, și Hristos e o cale. Și Mahomed e altă cale și au o listă întreagă. Hristosul nostru a spus, eu sunt calea, unica cale de a ajunge la Dumnezeu.
Eu sunt singurul adevăr revelat de Dumnezeu. Eu sunt viața. Credința aceasta în unicitatea lui Hristos, în identitatea lui de mântuitor unică, nu este dat sub cer niciun alt nume în care putem fi mântuiți. Nimeni nu a mai murit pentru noi, nimeni nu și-a dat viața, nu și-a dat sângele. Spunea Petru, știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați, din felul deșert de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele sfânt al mielului. Nevinovat, neprihănit, curat, singurul în stare să ne salveze, dar ei lovesc în identitatea lui. Ei îl pun alături de alții, ei minimalizează valoarea jertfei, dar pentru noi unul singur a murit, Hristos Iisus, lăudat să fie numele Lui. Unul singur merită să fie slujit, Domnul Iisus Hristos. Unul singur va reveni pe norii cerului, Iisus Hristos. Pentru aceasta ne pregătim noi, pentru aceasta se merită să lupți, pentru aceasta se merită să suferi persecuție, pentru aceasta se merită să mori, pentru că atunci când vine, El vine cu răsplata. Pentru că mai bine stai la căldura de aici decât la căldura din iad. Dragii mei, mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne dea harul Lui, să putem lupta lupta cea bună a credinței, să putem să ne folosim armura lui Dumnezeu în luptă, în rugăciunile noastre, în care să stăruim înaintea lui Dumnezeu pentru noi și pentru copiii noștri, pentru generația de mâine, că noi trebuie să investim în ei pentru viitorul lor. Viitorul lor este sub mare semn de întrebare. Din punct de vedere politic, economic, lumea asta are planurile ei, dar din punct de vedere spiritual, din punct de vedere moral, tată și mamă, bunic și bunică, trebuie să fim un reper pentru ei, cu o învățătură curată, cu o evanghelie unică ce nu se schimbă, transmisă din generație în generație. Să ne dăm toate silințele, să luptăm pentru credința care a fost dată sfinților odată pentru totdeauna. Spune Apostolul Pavel și vreau să închei cu versetele acestea. 2 Corinteni, capitolul 10, versetul 4 și 5. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să surpe întăriturile. Noi răsturnăm izvodirile minții și orice înălțime sau orice redută care se ridică împotriva cunoștinței lui Dumnezeu și orice gând îl facem rob ascultării de Hristos. Doamne ajută-ne! Amen. Doamne dă biruință! Doamne ajută-ne să fim veghiatori! Ajută-ne să avem un duh gata de luptă, de luptă în rugăciune, de împotrivire împotriva planurilor vrăjmașului. Pentru că pentru aceasta ne-a lăsat Domnul în lumea aceasta ca și ambasadori ai împărăției sale. Și până vine El să ne luptăm lupta cea bună a credinței și Domnul să ne dea izbândă. Amin. Amen.